Noul an școlar a debutat cu încredere și emoții și în Comuna Vâlceană de Ești. După eforturi financiare susținute și cu ajutorul Uniunii Europene, autoritățile au deschis în acest an și o grădiniță pentru micuți, în așa fel încât aceștia să nu fie nevoiți să învețe departe de casă. Ne bucurăm că am reușit încă o dată, pe data de 15 septembrie, să deschidem școlile și grădinițele din localitatea noastră cu bine. Ne aflăm în fața noului edificiu al grădinisei din satul Dăiești. Satul Dăiești, care până astăzi nu a avut o grădiniță, copiii își desfășurau activitatea împreună cu cadrul lor didactic în școala cu clasele 1-8 Dăiești, impropriu pentru a face acest lucru, deoarece știm bine că în școala cu clasele 1-8 erau elevii mari și nu puteau cei mici să iasă din clase pentru a nu avea probleme. Iată că acum, cu sprijinul Uniunii Europene și al Ministerului Educației, am reușit să implementăm acest proiect și să-l finalizăm astăzi, să dăm în folosință grădinița cu bine și să sperăm că la anul vom avea aici și o grădiniță cu program prelungit. Este un lucru fără precedent în învățământul post-decembrist și lucrul se datorează bâlbelor și imenselor greșeli pe care le fac zi de zi guvernanții noștri, atât primul ministru cât și ministrul educației. Din păcate, domnul Victor Viorel Ponta ne promite tablete, ne promite cai verzi pe pereți, dar asta este un deziderat, este praf în ochii cetățenilor, iar noi nu suntem în stare să tipărim manualele școlare pentru ca anul școlar să debuteze normal, așa cum ar fi trebuit să debuteze un an școlar, copilul să-și găsească pe băncuță manualele școlare. Avem trei unități de învățământ, Fedeleșoiul, Sâmbotin și Dăieștiu, și în Dăiești, începând de astăzi, avem un nou local de grădiniță, așa încât suntem mulțumiți că am putut asigura încadrarea cu personal didactic calificat la toate unitățile, dar foarte mulțumiți suntem de inaugurarea acestui nou local de grădiniță pe un proiect european. Încerc să insist pe această realizare pe care nu se putea face dacă domnul primar nu se implica în mod direct. Ați văzut și la televizor că sunt multe astfel de proiecte abandonate la jumătatea lucrării, lucru care la noi nu s-a întâmplat, chiar dacă a fost vorba de o cofinanțare. Domnul primar s-a implicat așa încât toate părțile să se achite de atât de plățile financiare cât și de realizarea lucrărilor.